Da, am avut o grămadă de jucărele de la Canon, o grămadă, deci C100, C300, C500, CCC, toate C-urile. Toate C-urile, da. Cu o grămadă de lentile faine, foarte faine lentile și așa mai departe. Da, acum o să vorbim despre 300. 300 da? CO. Da, care este o cameră ca și 100-le. Din punct de vedere al end-userului, și când vorbesc de end-user, mă refer la cel care este orientat mai mult spre evenimente de gen... Gen, nu știu ce am spus. Așa, evenimente, nunți, reportaj, documentar, filme de prezentare. Filme de prezentare. Absolut. Este un overall, ca să spun așa, foarte bun. Camera acoperă. Așa, dacă ești pretențios, da, poți să te arunci și la scurt metraje și la lung metraje de o rezoluție un pic mai mică. Da. Ce pot să spun despre cameră? E foarte ușor de lucrat cu ea. Foarte, foarte prietenoasă. După 5 minute de ținut C100-le, C300-le, am fost... Băi, știu tot ce am de știu despre ea. Da, deci e foarte practică. Foarte prietenoasă. Foarte, foarte rapid meniu, practic. Foarte logic. Nu e ca la camerele de umăr cunoscute de noi. ING-urile. Exact, în da. Care te pierzi prin rădăcini. Da, nici nu mai știi ce ești. Ești artist. Da. Sau ești cameraman. Te transfer sau... dintr-un cameraman într-un fel de IT. Da, mă rog, cu alte cuvinte, vorbind despre camerele astea, formatele pe care aceste camere le adoptă sunt foarte prietenoase. Adică un BS player, un Windows Media Player, orice playează. Nu ai nevoie de plugin-uri, de tot felul de tâmpenii, de tot felul de nebuneli. Știi că îți mai trebuie unul pentru SBS-ul ăla de la Sony, îți mai trebuie unul pentru P2 ăla de la Panasonic. Da. Mm. Și practic tu ai folosit modelul ăsta, tu ai folosit C100, da. L-ai folosit, da. L-ai învățat în scurt timp și l-ai folosit în zero setări pe culoare. Zero setări pe absolut orice. Este sincer, a fost o surpriză, am rămas tâmpit. Spuneam, băi, îți dai seama, când am văzut eu fiind obișnuit cu ING-ul ca și tine, știi, cu grămadă de asta, cu camera așa, într-o dată m-am trezit cu borcanul în fața mea și cu un 70-200, total dezechilibrat. Da, da, da. Dar arătam ca un tâmpit, îți dai seama, știi? Și am spus, bă, o să fie un haos. Și am zis, hai că încerc să filmez ceva gen reportaj. Am găsit o garnitură de tren la marginea Clujului, da, ușoară e așa și ok, nu e ca foarte grea ca și ING-ul. Foarte ușor am muncit pe ea, foarte ușor. Și practic tu n-ai pus-o pe trepied? Nu, intenționat. Nu am folosit trepiedul intenționat. Am spus, băi, hai să trag aia din mână, că de pe trepied... E corect să filmăm de pe trepied. Așa trebuie. De cele mai multe ori, în genul de material, reportaj, documentar, evenimente, nunți, așa mai departe, nu ai timp să folosești trepiedul, da? Absolut. Și atunci ce faci? Iei camera în mână și te apuci să muncești. Da, ia o vreme să te obișnuiești cu obiectivul foto pe aceleași funcții ca și pe video. Este da. Perfect adevărat. Dar omul, noi, de-aia avem degete și noi ne putem adapta pe obiectul ăsta care este construit într-o singură linie, da? Da? Se poate munci cu ea. E mult mai ușor să lucrezi cu C1, C100, C300, C500 decât un DSLR, pentru că eu am folosit, un an întreg am folosit Mark III. Da. Și na, se știe toată chestia asta pe sunet, rotița, în momentul în care exact, în momentul în care schimb diafragma. Ce-a spus ăla? Nu știu, că era un... Se aude. În cazul ăsta nu mai e cazul să se întâmple așa ceva. Da, nu mai e cazul, nu la mână să se întâmple așa ceva. Ergonomia obiectului în sine este mai faină. DSLR-ul tot, uită-te în el, coboară-te cu el. Dacă ai flip-up screen-ul ăla și așa mai departe, toate sunt un pic peste mână, toate sunt un pic forțate. E adevărat, DSLR-urile își fac treaba lor, dar în anumite condiții, da? Sunt un pic mai pretențioase, sunt un pic mai... Ia mai mult să te obișnuiești cu poziția de lucru a unui DSLR. Astea sunt chiar ok, cross asta care se mișcă în stânga, în dreapta, poți să o poziționezi unde vrei tu, de exemplu, da? Și e simplu, numai de șurubezi, ia aici o piuliță mare, care se desface foarte ușor. 27 de ture până acum, da? Uh-huh. Și poți să montezi după bunul spac cum da. Vrei tu. Practic ea seamănă cu un mănânc de SLR. Da, seamănă cu un grip de SLR categoric. Da. Dar marele avantaj e că poți să poziționezi cum vrei tu. Și noi știm, end-userii, că ergonomia aparatului cu care muncești e foarte importantă, foarte importantă. De ce? Pentru că toți crea, apeli ceva și stai și apeși pe un buton. Da, e perfect adevărat, când camera stă pe trepied și ești în anumite condiții de producție și așa mai departe, e perfect adevărat. Stai apeși pe un buton, bineînțeles, după ce faci un milion de alte lucruri înainte.
nu e nicio problemă, dar în momentul în care lucrezi în regim de reportaj, în regim de documentar, camera stă foarte mult în mâna operatorului, foarte mult. Absolut. Chiar dacă stă pe terapie și așa mai departe. Și după multe ore de operat pe o cameră puțin ergonomică, îți dai seama că la sfârșitul zilei, chiar dacă n-ai avut dedicat bolovan, te simți de parcă ai cărat pietre de moară toată ziua. Ești foarte obosit. Ești obosit și psihic, și fizic, și degetele ți se încurcă în toată chestia asta. Da, practic ce au făcut cei de la Canon? Au venit cu obiectivele, cu primurile și la primurile astea au adăugat o cameră. Da, asta au făcut, da. Au pus pe primuri două camerele astea. Da. Care au un senzor mare, foarte mare. Eu nu știu dacă vezi asta. Hai să încercăm să vedem. Și e foarte ușor de schimbat. Are un senzor. Yo, da. That's crazy. Da. Un senzor mare, știi? Adică pentru camera asta it means business. Tu dacă ar fi acum să mergi să faci un reportaj, o chestie, dacă ar fi să alegi între C100, pe loc pe asta care e cel mai de jos, și între camera care o folosești tu de obicei, C100, pe care? C100. Îmi pare rău să spun asta, pot să spun asta. Da. Sony PMW320K, dog, fucking do something better, you know? Așa, unul la mână, C100-le, da, categoric. În regim de producție unde lucrez eu, la România te iubesc și când lucrezi așa mai departe, categoric, este o cameră care cere. Practic, tu oricum ai întâlnit situații în care ai fi avut nevoie de cameră mai mică să poți să bagi în... Da, au fost situații în care am fost cu Viorel Lascu, președintele Asociației Române de Speleologie cu Rareș, lăsase la o filmare, filmam pește. Și a trebuit să intru printr-o gaură, de-abia m-am strecurat prin ea, așa, n-am putut să bag camera. Da. Și am desfăcut viewfinder-ul, obiectivul, matebox-ul, tot. Și tot n-a intrat camera. A intrat până la urmă, am desfăcut și mânerul. Am intrat în peștere, am pus să-l reansamblez. Da. A durat mult să faci chestia asta și când știi că ai deadline-uri și când lucrezi într-o redacție care muncește zi-lumină, nu prea ai timp să... Da. Și la sfârșit, aia a fost singura filmare care am făcut așa, următoarele două sifoane le-am trecut cu 550 de euro. Cu 550 de euro. Da, și am filmat, așa s-a filmat. Practic, dacă ai fi avut oricare din modelul ăsta, problema ta era rezolvată. Oh, da, mai ales la nivel de ISO, 80.000. La nivel de diafragmă, știi, mult. Da, mi-aș fi dorit foarte mult. Dacă mă uit acum la materialul, la același material, și ți-l-ai imagina cum... Filmat cu ăsta, s-a început la revină, mult mai bine. Pricepe ai. Pricepe. Jucăria lui Schneider acum. Da, e... Cine? Meclă. De la un Omni-head gen. Bun. Ok. Ne-a zis Raul ce povestim. Da. Îi dai drumul? El i-a dat. Bun. Asta practic e fratele mai mare? Alu 300 și alu 100. Este tip-topul. Nu este. Hai cum începem. Te sun eu în 10 minute, Dragoș, te rog frumos. Ok, de unde la început? De la început, era de la început. Stai un pic. Da. Nu trebuie să meargă mai în spate, că la wide-ul ăla... Da, vi se întrece.